Excelentă pasa și poate veni șutul în blocajul lui Iustin Chirilă. Atent aici Mihai Roman, aproape de a deschide scorul. O fază. Briceac se lasă pe această minge care este deviată. Emoții mari pentru ilfoveni la acest șut puternic de la distanță al capitanului Briceac. A fost plonjonul lui Chirilă. Capitan în condițiile în care lipsește în continuare Tofan. Periculoasă mai devreme. Deocamdată centralul face ordine acolo, unde s-au grupat jucătorii în fața careului. Briceac bagă piciorul sub minge, o diagonală și o lovitură de cap a lui Tudose, dar e practică o pasă la portare. Tare greu să marchez din mare. Acolo unde pe bancă îl vom vedea pe Sorin Colceag. Bună pasă la adâncime cu șansă. Mingea rămâne în posesia lui Mihai Roman, care se duce spre poarta lui Chirilă. Roman în careu. Ianis Pârvu, gol! Exact ce spuneam. O greșeală sau un moment strălucitor. Minutul 55. Să spunem că a fost inspirat și Bogdan Andone cu mutarea de la pauză. Este pe eroarea lui Crișan. El nu reușește să lovească acea minge. Foarte altruist, Mihai Roman îi oferă șansa golului Pârvu, care face preluare în această situație. Am crezut că va da din prima, dar știi că spuneam, poate rezervele vor schimba fața acestui meci. Și atunci, jucător venit de pe bancă, Ianis Pârvu marchează. Eu cred că titularul voluntarului, Radu Crișan, a schimbat. Am jucător tânăr și el, 20 de ani, minge este respinsă de Porosco. Locat Pițian, foșcător la FC Argeș, Pițian, șut de la distanță, minge este reținută cu siguranță de Straton, cred că Doru Andrei a fost acolo, părea zona lui, da. Doru Andrei cu această execuție de la vreo 20 de metri, hai să spunem, o ocazie, semi-ocazie pentru voluntari. Punctează la caseta tehnică, primul minut epuizat din cele 5, mai e timp, Toma. De imediat, Ianis Pârvu încearcă să vină, să retrage bine acolo, voluntariul însă. Vulturii violeți sunt cei verzi de la Concordia Chiajna și contraatacul care arată bine. Rădescu accelerează, unișa în spatele lui Rădescu! Îl ia la țintă pe Iustin Chirilă, sau altfel spus, portarul ilfovean are o paradă de excepție. Jucător proaspăt, a țâșnit, a avut suflu în acest sprint, dar spuneam și mai devreme, el este dreptace, a dat cu stângul. Foarte bine a intervenit cu piciorul portarul de la voluntar. De aici pornește faza, toți jucătorii de când de la voluntar erau un...